Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, se angajase în traversarea străzii prin loc marcat cu trecere de pietoni în fața spitalului de recuperare. A fost lovit în plin de un autoturism Dacia Logan inscripționat Taxi. Șoferul se îndrepta dinspre zona industrială spre gară, dar nu avea viteză. Martorii la accident au sunat la 112. În câteva minute, la fața locului au ajuns un echipaj de ambulanță și două echipaje de poliție. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Polițiști urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului. Cercetările la fața locului au stabilit ca și cauza producerii evenimentului neacordarea priorității de trecere pietonilor a angajați în traversarea regulamentară a părții carosabile pe marcaj corespunzător, astfel încât în cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Unul dintre martori povestește că pietonul s-a angajat în traversarea străzii, după ce un autoturism care circula pe prima bandă l-a lăsat să treacă, însă șoferul de pe taxi care era pe banda a doua nu l-ar fi văzut pe bărbat.